Salutare, mă mulțumesc, acestuia sunt Dimitri, am găsit la un nou episod. După cum ați văzut și în titlul, fraților, astăzi jucăm un joculeț numit Wax Your Boss 2. Fraților, știți că noi am mai făcut din seria asta, o să-mi dau aici niște volum la astea. Unde e volumul de la Chrome? De ce volumul de la Chrome nu arată aici? Fuck! Nu se aude. Alo? Chrome? Google Chrome? Alo? Ba se aude. Wax Your Boss 2. Fraților, ăsta este Wax Your Boss 2. Fraților, dacă știți și ați fost alături de mine mai mult timp, oricum o să vă pun în descriere probabil niște link-uri cu playlist, știți că joculețul ăsta este un joculeț în care tu trebuie, în momentul de față, de exemplu, să-ți distrugi șeful prin diferite metode pe care le găsești aici în joc. De exemplu, poți să apeși pe mână. What the fuck i-a făcut? A băgat mâna pe gât și a scos... Ce asta vrea să fie? Stați un pic, dau asta mai încet, că e prea tare. Deci, i-a băgat mâna pe gât și ce a scos din el? Că asta nu reprezintă nimic, adică nu arată corp uman. În fine. Vreau să nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria asta, miniseria asta noastră care o facem ocazional, să strângem mai multe like-uri și dați un share să vadă și prietenii voștri. Pentru că mâine vă pregătesc un videoclip foarte, foarte, foarte interesant. O să vedeți despre ce e vorba mâine. Hai să dăm clear. Bine, mâine pentru cei care se uită fix când îl postez. Dacă te uiți mai târziu, nu știu. În fine, am găsit unul. Sunt 10 lucruri care trebuie să le găsim. Uite că și aici este un lucru. Lumina divină. Lumina divină, două mâini. Două mâini vin și l-apucă pe șef. Ce-i face, mă, îl strânge până pleznește? What the fuck? Adică... Ce să stai și te uite ca prostul? Uite-ți-vă la el. În fine, clear. Veni hoțul și lua alea și plecăm. În fine. Ia să vedem. Acesta este Wax Your Boss 2. Să vedem cu ce mai... Ah, uite, putem să-i dăm cu ambele sertare. Putem să-i dăm cu ăla. Creionul nu putem să-i luăm. Ceasul nu. Inorogul nu. Ce putem să facem ăla? Am făcut... Ciudat rău. Ah, uite, coșul de gunoi. Ce scoase, mă? Un unicorn? Tu de-a vrut, mă, unicornul acolo? Ăla fuge? Tu te-n pui, mei! Dă-te-n pui, mei! Un Sergiu scuibatul din gură. Dă-te-n puii mei! Ah, super tare. Trebuie să-i fac un screen ăștia. Trebuie să-i fac un screen, sincer, vă spun. Opa, așa. Nu o să vedeți. Bun. Bun. Să trecem mai departe. Clear. Am făcut 3. Ok, unicornul am scos de aici. Aia am făcut-o. Hai să facem primul dulap. Ce găsești acolo? Un cadou? Ce-și luăm la spate? Jetpack. O bombă. Uitați-vă la el ce față face. Doamne. Mai dă-te pui, mi-ai bubuit tot orașul de la chestiuța aia mică. Ce avea acolo în ea? Etan, metan. Clear. De-abia 4 avem, fraților. Nu știu dacă reușim să le facem toate. What? What? What is going on? L-a luat diavolul și uitați-vă ce le făceau. What? What the fuck? Du-te-mi pui, mei! Ei, ce rahat. În fine. A, uite, avem și aici ceva. 6. Ce pui, mei, acolo? A, cum trecea lumina? A, trecea pe lângă, nu prindem. Ce-i făcut, mă, îl radie? Bă, dă-te-n puii mei! Și rămas așa în picioare? A, nu rămas în picioare, că se întoarce după aia și eu... Bun, haideți să-i dăm clear, fraților. Ia să vedem. Deci, avem 6. Aici două le-am făcut. Pe aici n-avem nimic. Pe la scaun, pe la picioare. A, uite cum avem o mână. Nu mâna asta. Hai să apăsăm și pe asta. 7. Ce face asta? What?
Dar ce făcui? Ieși sabie laser din mână. Așa, scoate telefonul, bagă scăștile în urechi și... Dacă erai așa de super puternic, de ce nu făceai orice altceva decât să muncești aici în birou ăsta? În fine. A scos un sabie laser din mână și l-a tăiat pe jumate. În fine, clear, trecem peste. Avem scorul 7. Stare curios dacă reușim să batem jocul. What? Nu cred că te s-a pus să mai jari, că ăștia arată cu galben. Am apăsat pe aia. Aici nu-i nimic, aici nu-i nimic. Ce pui? Asta am apăsat. Nu foarfece, mâna am apăsat-o, mâna am apăsat-o. Nu ești proști? A, uite, telefonul, pe ăsta l-am apăsat. 8. Ok, l-a strâns. Au! Zici că e halcă de carne acolo jos, frate. Cum l-am fășurat cu aia de la telefonul ăla? Și gata. Steagul Statelor Unite ale Americii. Cu ăsta putem să facem ceva oare. Mai avem două. Una dintre ele este asta de aici. Dar ultima... chiar nu știu, adică cam am ținut mâna peste tot și pe șef și pe tot și nu, și pe sus, pe tavan am fost. A venit și Dumnezeu aici peste el și l-a pedepsit și diavolul l-a pedepsit și toți l-a pedepsit. În fine, hai să apăsăm pe ăsta de apă. Mamă, ce i-a dat-o. Iată cum fugea. Câtă apă avea căcatul ăla să-i se întâmple treaba asta? Ce faci asta acum? Wow! Ok? Mai avem una, fraților, să batem jocul. Una! Am fost aici, am făcut... Am făcut-o pe aia cu telefonul. Am făcut-o pe asta cu apa. Aaaa, found it! Ce pui mea aia? Ai, eu sunt campionul, buțul campion. Dar de ce nu sărea jos dacă tot era? Yep. No when. Ok? De ce nu fugea dacă... În fine, nu înțeleg. Oricum... Eu win! Încă l-ai băgă furca în curul ăla. L-a luat? Îl ia în rai. Wow. Bun. Bă, a fost interesant. Fraților, cam atât cu joculețul ăsta. Există multe, multe joculețe din seria Wax, așa că dacă vă place și vreți să mai vedeți episoade din când în când, nu uitați să apăsați butonul de like și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa!